De ce spune colega mea de echipă că ar trebui să ciocnim un pahar pentru acest număr rotund și imediat am să vin cu mai multe informații de ce spune acest lucru? Salutare, sunt Richard, bine te-am regăsit. Dacă te uiți la acest video, cu siguranță ești în căutare, ai dori să vezi cum anume ai putea să câștigi bani online. Vreau să spun că ești la locul potrivit, momentul potrivit. Am să vin cu câteva informații care să te ajute. Poate ești cineva la început, cauți diferite programe, companii cu care să te asociezi. Super, ești la locul potrivit. Hai să vedem ce a făcut și de ce spune colega mea de echipă că ar trebui să ciocnim un pahar, fiindcă este un număr rotund, senzație. Nici de o lună că m-am înregistrat în acest program, așa că merită să lucrez aici, spune așa. Și hai să vedem ce arată mai departe în această fotografie. Deci vezi, a câștigat 200 de dolari. Și nu știu dacă ai văzut videourile mele mai vechi, unde a fost la zero, deci nu a avut niciun câștig. Zero a fost și acum a ajuns la 200 de dolari câștigul lucrând cu noi. Super, felicitări! Iată aici vreau să îți arăt asta, vreau să spun că fondatorul acestui program scrie de fapt aici că acest membru de echipă, Simon, trăiește în Nepal. Această fotografie este deci în satul în care locuiește, în Himalaya. A știut că ei acolo câștigă sub 100 de dolari lunar. Sub 100 de dolari sunt câștigul acolo. Iar el în serie face înregistrări de 250 de dolari. Și până acum a câștigat peste 13.000 de dolari în 15 luni. Asta înseamnă că el câștigă cam 900 de dolari lunar, deci este de 9 ori mai mult decât câștigul în aceea, de fapt, în acea țară, deci câștigurile sunt foarte mici și vezi, a câștigat peste 13.000 de dolari cu acest program. Este din Nepal, trăiește într-un sat în Himalaya. Dacă el a putut să facă, atunci oricine poate. Iată aici lucru foarte interesant. Dominăm leaderboard-ul. Deci leaderboard-ul este o listă unde sunt oamenii care câștigă cel mai bine. Și să vezi, uite, toți fac parte din echipa mea, Istvan. Vreau să spun că Istvan nu știe engleza. Are 64 de ani și folosește Google Translate. Nu știe engleza. Este numărul 1. Deci câștigă foarte bine. Timea, numărul 4, este o mamă cu 3 copii care nu are timp. Deci nu are timp. 3 copii și are și un loc de muncă. Lucrează de dimineață până seara. Vezi, locul 4, Andreea. Niciodată nu a câștigat bani înainte. Deci cum ai văzut pe Andreea, am arătat, este pe leaderboard și iată aici Hada. Dar ai să vezi, în videourile mele următoare, ai să vezi ce se va întâmpla. Aici vor fi niște schimbări. Schimbări foarte interesante. Vreau să spun că Timea este sponsorul lui Istvan. Timea câștigă, deci Istvan câștigă mai mult decât Timea, deci cea care a introdus în această afacere. Înțelegi? Deci Istvan câștigă mai mult decât Timea, care este sponsorul. Deci vezi? Deci, omul care este, deci este ca și la un loc de muncă. Câștigi mai mult decât șeful tău. Poate să fie așa ceva la un loc de muncă, să câștigi mai. Ce se va întâmpla dacă câștigi mai mult la locul de muncă decât șeful tău? Păi, am să spun eu, nu prea o să mai stai prea mult în acel loc, fiindcă nu le place acest lucru. Aici există așa ceva. Poți să câștigi mai mult decât oricine, poți să fii primul ca și câștiguri. Deci nu, chiar te felicităm pentru asta. La locul de muncă nu cred că te-ar felicita șeful dacă
tu ai câștigat mai mult decât șeful tău. Asta este diferența. Iată aici, Ray a avut un câștig de 100 de dolari. I-a intrat super în plus. Mulțumește, da, acestui sistem. Ok, dacă vrei să afli mai multe cu ce ne ocupăm, atunci sub videoul meu este un link și am să-ți arăt unde este linkul. Deci videoul meu este aici și scriu aici că recomandarea mea numărul 1 ca să câștigi bani online. Clic pe acest link în albastru, vei ajunge pe această pagină unde dacă îți treci numele, adresa de e-mail, numărul de mobil și dacă dai clic pe acest buton, vreau acel video, tu de fapt vei primi un video pe gratis care îți va explica exact cum funcționează, cum lucrăm cu acest sistem. Și cam atât pentru astăzi. Mersi că ai fost aici. Să ne revedem cu bine data viitoare. Richard aici. Ciao, ciao!